Seara bună, dragi prieteni, bun găsit la Cronica de Noapte. Suntem cu Răzvan Corățeanu. Salut, Răzvan! Bună seara, suntem cu Răzvan Corățeanu și cu Alexa. Și cu Alexa. Alexa nu este Alexa Ionescu, colega de la Nașul TV, ci Alexa, asistenta virtuală. Data trecută am făcut o scurtă prezentare, în seara asta facem o demonstrație. Sper să ne ajute și internetul, pentru că Alexa vrea și energie, nu merge oricum. Dragi prieteni, în seara asta vreau să vorbim cu Răzvan, care știți foarte bine, cunoașteți, manager de presă, este acționar la Horn News și la Reporter Virtual. Să vorbim câteva lucruri din intern și din extern. În intern s-au întâmplat două evenimente foarte importante astăzi, și anume e vorba de alegerea făcută de Liviu Dragnea de la PSD pentru funcția de prim-ministru. Sincer să fiu, de fiecare dată când vreau să spun numele doamnei care a fost propusă președintelui Iohannis să o desemneze prim-ministru, vedem ce va spune președintele, de câte ori spun, mă amintesc de dânsa, nu-i rețin numele. Și chiar era o glumă astăzi, domnule, vrei să faci mișto de un PSD-ist? Sună-l și întreabă-l dacă știe pe cine susține Dragnea la funcția de prim-ministru. Pur și simplu, e un nume pe care nu putem ține minte, asta este. Cum sunt chinezii aia sau coreenii, Kim Jong-Jong-Jong-Jong-Jong, toți sunt Kim Jong-Jong, dar nu știm cum îi cheamă. Parcă sunt toți la fel. Doamna aceasta se cheamă Sevil Shaideh. Sevil Shaideh. Dar cu scritură de asta, cred că din 10 români 8 îi greșesc numele cu S, H, Shaideh. Cred că are vreo 3 H-uri într-un cuvânt. În fine, discutăm despre treaba asta, dar și povestea cealaltă cu Liviu Dragnea, cu Sebastian Ghiță, nu? Sebastian Ghiță, ce care cânta noaptea alegerilor, ce cum cânta el? Treceți batalioane române Carpații cu ochii la trecători, adică patriotism mare, el cu diaconul la PRU. Hai mă, că era beat. Beat mangă. Și ce mai zicea? Și ce mai zicea? Era refrenul ăla, cum era acolo? Cu libertate, cu... ceva, în orice caz, libertatea o cântau ei. În orice caz, în momentul ăsta, stimați telespectatori, Sebastian Ghiță este dat în consemn la frontieră. Da, dacă că a plecat deja. Înțeleg că a plecat în Turcia. Eu aș vrea, Grigore, dacă avem un monitor, să ne uităm pe știrile de la România TV. Cum titrează România TV? Nu. Șeful dat în consemn. Nu apar acolo, nimic? Patronul lor. Nu. Ei vorbesc de asta, de Iohannis, de Băsescu. Nici o problemă acolo. Da. Și stau și mă întreb, bun, a plecat în Turcia, probabil că din Turcia a plecat mai departe. La Dubai, pe acolo. Cu gândul că ce? Oricum, și-a trimis, știi că și-a trimis avocații. Și banii. Avocații la DNA. La DNA. Adică el nu a fost de găsit. El a fost chemat personal. Avocații s-au dus. Adică au știut de chemare. A mai făcut șmecheria asta, derbedeul ăla lui Bogdan, cum îl cheamă? Ăsta cu energia. Buzăianu? Bogdan Buzăianu are un derbedeu la Cancan. Da? Aha. Budeanu. Radu Budeanu. Dar e derbedeu? Puteți spune derbedeu? De ce derbedeu? Pentru că l-a căutat român. Poliția exact ca la, în cazul ăsta. Și ăsta a plecat în Caraibe. A avut grijă, el fiind naș fin cu Bogdan Buzăianu. Da, da. Și omul de mizerii al lui Buzăianu. Toată lumea spunea, domne, Cancan, că deținut de Radu Budeanu, aiurea. El era interpusul lui Buzăianu acolo și făcea lucrările lui Buzăianu. Când l-au dat în consemn la frontieră, a tulit-o din țară, deci a avut informația, da. Și asta e o chestiune care trebuie discutată și și vis-a-vis de Sebastian Ghiță. Cum se pleacă dacă iau... Cum se pleacă și cine-i varsă informația. Știi că Omar Haisam a plecat așa. Da? Să nu ne spună mie, ție și încă unui număr de oameni, în special cei care se uită la emisiunea asta și în general cei care se uită la Nașul TV, poate să le spună celor care se uită la Favorit, de exemplu, da? Sau la Ghiță TV. Sau la Ghiță TV. Bun. Să ne spună că întâmplător, așa, Sebastian Ghiță lipsește din țară exact în singura zi în care urma să fie arestat. Deci asta cu coincidențele și cu noi suntem hârșiți prin viață. Da. Hai să vorbim atunci de Ghiță. Dragi prieteni, puneți titlul cu Ghiță pe ecran, da? Puneți acolo pe... Dar să nu ne pierdem vremea prea mult. Fii atent aici. Azi se întâmplă două lucruri și amândouă au cumva
cuvântul cheie este turc sau Turcia, turc. Deci avem o propunere la funcția prim-ministru, o turcoaică din România, după aia că e turcoaică, nu-i problemă. E că... turcoaică sau tătăroaică? Bine, e o mare nedumerire. Mulți au spus că e turcoaică, unii spun că ar fi tătăroaică. Eu zic că e tătăroaică. Tătăroaică, nu? Da. Da? Da. Soțul sirian, amândoi musulmani de religie, dar nu... Oricum, de urmărit povestea cu Turcia și relația lor cu Turcia, cu Siria, știi, cu... povestea se întâmplă mereu în zona asta, adică noi, ce două subiecte mari interne astăzi, am în două legături cu zona asta, Turcia, Siria... Ai zice că Victor Ponta are un cuvânt de spus, că el e mare fan... El face guvernul, da. Știi că el și acum pe pagina lui de Facebook, poza lui cover, poza mare... Este cu Istanbulul, cu Bosforul. Păi a fost acum de curând. A fost de curând. Cine mi-a zis că l-a văzut? Da, l-a văzut, fii atent, acum câteva zile l-a văzut cineva în aeroportul din Istanbul. Mi-aduc aminte cine, dar știu povestea. Păi Erdogan cel mai primește și pe el. Și avea bodyguard. Și în aeroport se pusese spate în spate cu bodyguard. Deci bodyguardul stătea pe un scaun și ăla stătea în spatele lui, pe scaun. Ai zice că nu avea, adică nu-i spunea șeful, ia să vedem, să nu se ia cineva de tine, să nu știu ce. Nu, stăteau spate în spate. De-aia a căzut ceva pe jos lui Ponta. Imediat s-a aruncat ăla să ia, deci în secunda următoare. Da. Gata, știu cine mi-a spus. Un băiat de bine de la Hot News mi-a povestit. Zilele trecute. Da? Păi nu, că merge din Istanbul. Merge des băiatul pe acolo. Da, asta voiam să spun eu. Continuă. Și nu merge cu sacoșa de rafie, cu autocarul, să mai facă și el o mică business, știi? Da. Două sacoșe de rafie, cum merg. Și s-a, că făcea pe populistul prin avion, mă rog, 50 de minute, cât e cursa Istanbul-București. Da. Făcea selfie-uri cu tot felul de persoane pe acolo. Te zice că e mare vedetă. Marea Kerry, știi? Da, mare vedetă carpatină, da. La înălțime. Dacă, și ăia câtă minte. Dacă îi întrebai pe jumătate din avion, l-ar fi aruncat de la... Și ăia câtă minte, domnul, îmi imaginez cum arată un gușter care se duce la el, domnul Ponta, știți? Am vrea să ne facem și noi o poză cu dumneavoastră. Un selfie, că așa mincinos ca dumneavoastră n-am mai văzut. Figură, nu mai prindem noi așa, mincinos. Sigur că da, țac, dotore, țac, țac. Dotore, prieten, nici doctor nu mai este acum. Da. Fii atent aici. Ghiță. Informațiile sunt că Ghiță, dar bă, interesant să te uiți pe RTV acum, am văzut vreo jumătate de oră, nici vorbă, n-am minte. Că a fugit în Turcia. Că ar fi în Turcia. Acum mă gândesc, nu cumva prietenul Ponta i-a făcut un culoar? Nu. Eu cred nu că a fugit în Turcia, ci că a fugit prin Turcia. Turcia este hub. Prin Istanbul? Eu aproape pun pariu că el e pe undeva prin Dubai în momentul ăsta. Dar știi că din Dubai până acum i-au adus pe cei care au fugit în Dubai? Păi nu, că nu s-a dus definitiv. Bine, în Turcia poți să zbori și în Madagascar și deci în toată zona asta, Asia. Și în China și în țări mai în care te aduce mai greu. Poți să zbori și au curse directe în America sau oricum, în America de Sud. E clar că Sebastian Ghiță, care a ajuns în situația să fie dat în consemn la frontieră, mi-am trăit-o și pe asta, așa, trage de timp. Deci asta e strategia. Acum se ascunde. Nu, trage de timp. Se ascunde, da. Se ascunde și trage de timp. Azi avea... Acum, întrebarea este, bun, ce așteaptă Sebastian Ghiță? Că dacă te uiți la Tăricianu, Tăricianu i-a amenințat astăzi pe cei din serviciile secrete și DNA. Discursul lui a fost total. Că, bă, da, nu mai merge. Nu mai merge cu astea. Da, că, și cu dosare așa, și cu de-astea. Ascultați, zici că era Ceaușescu. Ascultați vocea poporului, nu telefoanele oamenilor. Da. Adică noi... Vocea poporului! Ce dacă furăm și facem... Ce dacă mă bag în față, vocea poporului spune că pot să mă bag în față. Da. Dacă fur ceva, poporul spune foarte legitim, bine că ai furat. M-a votat, înseamnă că pot să fur și mai mult. Ai văzut că te dau pe acolo... Sau că n-am furat suficient. Și Năstase și Ponta și Dragnea spuneau așa, poporul a decis... Dragnea e nevinovat. Poporul a decis Năstase dosar politic. Adică poporul a decis, auzi, justiția populară. Știi cum e asta? Cam 46-47. Da. Atunci făceau tribunale populare. Nu, asta este vina celor care au votat într-o asemenea măsură acest partid toxic care ne-a sufocat, ne-a vândut viața, da? Ciuma roșie. Și este vina celor care n-au ieșit la vot mai să ales balanceze mai ales votul. Mai da? Ales. Pentru că sunt mai mulți ăștia. Atenție! PSD a luat 3,2 milioane de voturi. Mare brânză, 3,2 milioane.
cum să zic, dacă veneau la vot... Bă, e mare brânză. Dom'le, cu 3,2 nu faci nu nimic. Nu știu, la celelalte alegeri câte au luat? Că n-am urmărit chestia asta. Tot, acolo, tot 3, în 3, tot, în 3, tot în jur de 3,2-3,3 milioane. Cam așa e PSD-ul. Între 3 și 3,5. Eu îți spun ce atenție, dar ieșeau mai mulți... Mi-am certat toți prietenii. Dar ceilalți, frate, să nu iasă. Bine, mă, cine e, bă? Bă, păi n-am putut, că buletinul, că ai altă, că bunica, că... Hai, da, bine, o să ne ocupe la un moment dat malgașii, că nu putem să ieșim la vot. Bun, dar în orice caz, de urmărit dacă el apare mâine pe mine Ghiță, că dacă nu apare câteva zile, înseamnă că omul chiar și-a luat tălpășița și crede că se poate ascunde pe undeva. Nu, trage de timp, întrebarea e ce așteaptă. Da, atenție! E clar că ăștia și-au pus om la camere, om la senat. Asta e o acuzație în plus acum. Probabil că acum încep să curgă telefoanele. Da? Nu, ce face? Dosare, procurorii au făcut. Ce plus face? Las! Auzi? Așa ziceam și de... ăsta lui Buzăianu. Să... Și a făcut aceea, că de-aia l-am dat exemplu, a făcut aceeași chestie. A plecat în Caraibe, l-au căutat ăștia ca fraierii vreo 2 săptămâni și când s-a întors l-au așteptat la avion și l-au eliberat ulterior. L-au dus până la secție și l-au eliberat. Da. Da? Bun. Deci și asta e o strategie. Dom'le, te arestăm de formă așa și îți dăm drumul imediat. Da? Vom vedea ce se întâmplă. Mai trebuie spus că Sebastian Ghiță are astăzi, sau ne pune în situația să ne fie dor de Sorin Ovidiu Vântu. Dom'le, deci realitatea... Ăla n-a încercat să fugă, domnule. Realitatea TV, în cel mai toxic moment de vremea lui, n-a fost ca Ghiță. Sorin Ovidiu Vântu, n-a fost ca Ghiță. A făcut ce face astăzi România TV. Nici vorbă, nu. A ajuns România TV... A bătut Antena 3 în abjecții, pe anumite chestii este deasupra Antenei 3, ceea ce aproape nimeni, nici tu, nici eu, poate fi bătut. E de neconceput, da. Știi, cu două zile înainte alegeri, vineri înainte alegeri, că au băgat-o pe aia, că Cioloș e copilul din Flori al lui Soros, nu asta cu voi, o săptămână înainte, după care, adică, atenție, Soros cu un groaică prin Ardeal, așa, și după aia a fost înfiat el, Cioloș, de niște părinți. Atenție, Soros cu un groaică, Soros ungur și el, dar îi pune numele Dacian, știi? Da. Și Julian. Și Julian, franțuzit, așa. Un ungur mai franțuzit, așa. Iar cu două zile înainte au băgat-o pe aia un anonimus fals, că Soros a pus foc la colectiv, ca să-l aducă pe Cioloș prim-ministru, să-l doboare pe punta. Dom'le, lucruri de astăzi vie este... Chiar în halul ăsta, atât de jos poți să coboare? Eu îmi fac, dacă vrei, mea culpa public, pentru că în momentul în care s-au bătut în ghilimele Vântul cu Ghiță, în sinea mea i-am ținut partea lui Ghiță. Neștiind că poate fi mai derbedeu decât Vântul. Nici nu-mi trecea prin cap... că poate să ajungă în situația în care se introducă în România o televiziune atât de... Yeah. Adică vorbim de ventilatori de rahat, păi ăsta este cel mai mare ventilator de rahat în România. Au închis o TV-ul. Da? Mai spun că e... Antena 3 măcar o face în HD. HD, da. E HD. HD. Dar spun că au pierdut bătălia cu România TV. Pe abjecții. Pe abjecții au pierdut bătălia. Așa. Ei bat câmpii pe alte chestii. Dar bine, acum tu nu știai atunci ca situația. Tu știai că ăsta Vântul este un derbedeu confirmat. Dar nu mă așteptam ca un băiat tânăr. Eu aici am o problemă. Te-ai gândit cu aia bine din IT? Ai văzut, eu am cu generațiile și cu nu știu ce. Nu mă așteptam ca un om din generația asta să ajungă atât de... De infect, de mizerabil în ceea ce... De la minciunea aia că am împrumutat 90 de milioane de euro cuiva, prieten, până la m-am retras din toate firmele, asta fiind membru în comisia, asta o altă chestie unde cumva trebuie dat dreptate lui Dragnea aici și cred că și Tăricianu a spus-o, că domne, trebuie un adevărat control parlamentar. Bine, ei văd controlul parlamentar în sensul în care să nu mai fie deranjați ei și prietenilor. Adică să rupă dinții. Dar fondul problemei, că nu a existat niciodată control parlamentar, pe cu cine făcea să fie, mă, control parlamentar? Da, Sebastian Ghiță. Da. Acum mă gândesc dacă nu cumva l-au ajutat și niște structuri să iasă, că el n-avea voie să iasă din țară acum, avea restricție la... Da, avea restricție. Bineînțeles, el, atenție, el acum și-a atras o nouă acuzație, adică el va avea un nou dosar. Asta e o veste bună, să știi.
Pentru că nu, dacă avea, eu nu știu, n-am știut că avea interdicție. Nu, avea interdicția păsită. Dacă una la mână că șofură pentru asta, că n-are ce să e facă, penală, și a doua la mână, trage, că înseamnă că e lată pentru el, dacă și-a asumat un nou risc. Da, și-a asumat o nouă problemă. Da, o nouă problemă penală. La avea, care... dosare, avea 8 dosare deja. Și unele sunt foarte grave. Adică degeaba face Dragnea și cu Tăricianu pe zei, că ei în România asta încă nu sunt zei. Da? Și nu, nici nu o să fie nu zei. Nu o să fie. Da? Știi nici nu o să fie zei. O să vadă ei cum să prăbușesc. O să se bată cu sistemul până când... Îi face zop sistemul. Da, până va dacă e sistemul legal, Doamne ajută, știi? Da. Așa. În orice caz... asta e situația, o să urmărim cazul Ghiței, un caz foarte important. Din Dubai a fost adus înapoi ăla Dorin Lazar Maior, 7 ani de închisoare pentru potrogării, pentru hoții, lider revoluționar. Da, durează luni de zile. Adică luni de zile durează, dacă când îl aduci încoace, îi le pui pe toate în cârcă să ducă. E tânăr, ai timp, nu-i ca Neanelu Iliescu, știi? Iar încep campaniile, cât de... rele condiții sunt în pușcărie. Cum să vină bietul Ghiță? Ce temperaturi sunt în pușcărie? Domne, câți plăduci sunt în pușcărie? Am văzut că și trei microbi care plutesc în aer pe acolo. Nu se închide bine fereastra. N-au lumină bună. N-au suficiente calorii. De calorii, da. Orele de sex nu sunt suficiente. Nu sunt suficiente la camera intimă. Nu vine Borcea peste tot. Nu vine, da. Numai Borcea și ea să ogolească sistemul. Numai Borcea putea să rezolve problema asta. Dar las că-l prinde Borcea. Și pe Ghiță la un moment da. Hai să trecem la povestea. Trecem la lucruri mai serioase ca asta, domne, cu Sebastian Ghiță. E foarte serioasă povestea asta, atât de serioasă încât îmi vine să râd tot timpul când mă gândesc ce-o fi fost în mintea lui Dragnea, ce-o fi fost în mintea al Dragnea, atât, pentru că, atenție, pesediștii sunt foarte nervoși și asta. Am avut multe semnale, vă cinci m-au sunat pe mine. Da, ăștia oameni cu funcție. Hai, mă, Grigore. Ce înseamnă pesediști nervoși într-un partid care tot timpul s-a supus, băi. Dacă facem mâine alegeri, am pierdut 30% din ce am luat, zice. Zice, de la 45% ne ducem la... Aia altă discuție. Nu, stai, că aia e altă dacă discuție. Dacă am anticipat, ne omoară ăsta cu... Faptul că s-au supărat niște pesediști așa și ce? Păi nu sunt supărați, supărați că îi prăbușește electoral, nu de alte motive. Și nu știu ce conjunctură e, poate face anticipat. Deci eu nu bag în seamă chestia asta cu așa, pentru că este un partid slugă, întotdeauna ăla care a fost sus... i-a călcat în picioare și a făcut ce a vrut, da? Cum adică te duci cu, se spunea acolo, zice, s-a dus la discuția cu președintele Iohannis cu cec în alb. Bă, mă, lași! Da. Adică i-a zis partidul, ce vrei tu, măria ta? Nu? Și ăsta a zis, și ăsta, cum vrei tu, măria ta? Și ăsta a zis, îl pun pe tataie. Oștenii mei, voi discuta, cum vrei tu, măria ta? Da? Biscuiți, oștenii mei, biscuiți, măria ta! Să ne aducem aminte că Dragnea este, din punctul ăsta de vedere, mai sultan decât a fost Ponta. A candidat la președinția partidului fără contracandidat. Fără, da. Deci votați Ponta între... s-a bătut cu Joana atunci. Am văzut acolo cum era o glumă, cred că pe Times New Roman, cum arăta buletinul de vot al pesediștilor. Uh-huh. Da, sunt de acord cu Dragnea. Sunt încântat că vine Dragnea. Este o onoare că... Sunt extaziat că e Dragnea. Deci, și... trebuie să bifezi eu și cele doi. Da. Astea erau variantele de bifat. Apoi, Liviu Dragnea a candidat la fel de candidat unic la conducerea Camerei Deputaților. Da. Singur a fost, da. Nu păi da, Grigore, iarăși, bă... Nu e sultan, dar știi ce? E sultan, dar îl deranjează legea, știi? Că el trebuie să fie și cu prim-ministru, legea nu-l lasă, o lege de pe vremea lui Stase. E o chestie serioasă. De câte ori se vede în fața camerei și am observat că a cam luat o razna acum. Vezi? Uite, vezi gloria asta unde te aduce? Chiar mă întrebam, a fost cineva mai deștept ca mine, în momentul în care au ieșit rezultatele alegerilor, titra, sau mă rog, scria omul respectiv, domne, sunt foarte curios cum va gestiona Dragnea acest succes uriaș, da? Marele test este să rămâi cu picioarele pe pământ. Da. E, astăzi am văzut primele semne clare, deci fără dubii, că nu mai e cu picioarele pe pământ. Păi nu, da. Noi suntem obișnuiți cu oameni care nu mai erau cu picioarele pe pământ, că am lucrat cu Dinu Patriciu. Da, și da. Știm să detectăm foarte repede pe ăștia care își pierd echilibru. În acest moment, domnul Dragnea nu mai este cu picioarele pe pământ. Și nu numai prin numirea pe care a făcut-o, ci prin spiciu pe care l-a avut. Numărau ăștia de la Hot News decât
Da. De câte ori s-a referit la persoana lui în speech-ul care avea ca scop să explice nominalizarea făcută de PSD. Da. Da. Și vorbi, practic a vorbit numai despre el. Numai despre el, da. Da. Nu, dar el zice că el crede că el e prim-ministru și da. Doamna asta, Sevil Shaidea asta, pur și simplu... E un fel de șofer, așa. Este un șofer, exact. Da. Nu este, este un paravan, doar. Atenție, în 2015 el a fost condamnat în primă instanță. În alta curte, pentru dosarul ăla cu referendumul. A trebuit să-și dea demisia din funcția de ministru al dezvoltării și a pus-o pe doamna aceasta, care era secretar de stat în minister. Lucra cu ea acolo. Deci a fost o bună locuitoare pentru el și la minister, iar acum a pus-o paravan și la, ca prim-ministru. Doi, prea mult să pui paravan ca prim-ministru. Adică să ai un paravan. Nu, tu nu ai un prim-ministru acum. Ai o hologramă de prim-ministru. În spate e mustața lui Dragnea, mă înțelegi? Și barba lui Allah. Nu, și barba lui Allah. Ca și recunoscut el da, chestia da, asta. Da. Hai să-ți spun ce m-a mi se șocat pare o propunere sinucigașă, mi se pare asta. M-a șocat și m-a deranjat, de fapt, faptul că nu a uitat să spună domne, eu am fost condamnat pe nedrept. Da? Da, da, da. Bă, da. Mă lași cu nedreptăți. Dar ce e asta? Dar tu ești judecător, da, nedreptatea spui... asta făcută de... Adică cine ești tu să spui, domne, eu sunt, am fost condamnat pe nedrept, dar cu toate astea în mărinimia mea, da? Spun că, uite, nu mă pun pe mine, pun pe altcineva. A doua chestie care, deci, treaba asta de pozat, dacă mai repetă de vreo 10, 15, 20, 100 de ori, ăsta o să și creadă că a fost condamnat pe nedrept. Da? Da, bă, nu, potlogăriile alea făcute la... Hai să ne ducem aminte, deci a fost condamnat. Da? A fost condamnat pe faptul că s-a ținut de porcării în momentul alegerilor din 2014, nu? Bineînțeles. Da? Aducea cu oamenii la vot, cu forțarea unora, plimbatul de colo-colo, deci era, da, a fost legat de nereguli în vot. Nu, da? și cu folosind ilegal informații, informații de la șefii secțiilor de votare, pe care e dominant teritoriul pe o parte dintre ei, astfel încât să vadă cine a votat, cine a votat până la ora 5 după amiază, ca să bată în porți și aducă după aceea cu mașinile, să ia pe sus pe oameni. Și să aducă, da. Dar atunci se facă kvorum, trebuie să facă în 2012 la referendum. Ei, da, era vorba de kvorum. Deci omul ăsta a fost condamnat și justiția a spus un lucru pe care putem să-l scurtăm într-o chestie concisă, așa. Este predispus la furt. Da? Așa spune predispus acolo, la furt. Așa este. Asta este de fapt. Păi tu, pe omul ăsta, mi-l puneți, voi ăștia care l-ați votat PSD-ul, da? Socrul meu, prieten de-ai mei, și, păi voi pe ăsta îl puneți în fața camerelor de la vederi, ei care, totuși să ne aducem aminte, cantitatea, și nu încetează să mă iumească PSD-ul, cu cantitatea asta de ipocrizie fantastică pe care o au. L-au făcut praf pe Iohannis, au adus și popii și, că ea nu-s preoți, ea-s popii, în 2014, care spuneau, domne, votați pe cine vreți voi, da, să fie un ortodox. Da, să fie ortodox. Da, da. Atenție, alegeți-vă. Un creștin de altă... Da, să fie... Nu, da. Dar acum un musulman... Da, să fie ortodox. După aceea s-a luat de numele lui Cioloș. Julien, da. Julien ăsta nu prea sună, domnule, nu știu ce. Și Cioloș rimează cu Soros. Eu n-am nicio problemă, că nici că e femeie, nici că e musulman. Ok, dar ei au avut o problemă. Așa și-au construit tu... campania. Da. Nu-i, deci, trebuie să întorci în față. Formula asta naționalistă, păi tu scuipi toți oamenii tăi pe care i-ai îndoctrinat că domnule trebuie să fie ortodox, român, să fie de al nostru român, de al Gerula, să da? Se ducă la biserică și să se închine într-un anumit fel. Familia tradițională, așa. Văd că familia tradițională acum este așa, turcoaică musulmană sau tătăroaică și soțul sirian. Asta e familia tradițională în România. Dacă ajunge și la soțul sirian imediat. A doua chestie foarte gravă mi se pare legat de aspectul următor. Această doamnă, pe care nu o cunoaștem și nu ne putem foarte bine și nu ne putem pronunța total vis-a-vis de ea. Dar această doamnă, din CV-ul pe care l-am văzut, da, ea este, Grigore, un tehnocrat. E tehnocrat, e un politruc. Nu, este în mediul PSD, ea este un tehnocrat, nu s-a remarcat cu nimic politic. N-a făcut nimic politic, n-a participat la vreo construcție panică. N-a lucrat în mediul privat niciodată. Mereu a fost agățată la clientela de partidul ăsta. Ea era din gașca lui Mazăre. O
un membru de partid profitor, da? Așa. Cu funcție de director pe la Consiliul Județean Constanța, când furau ăia, derupeau. Discutăm imediat și de... Atenție, face de parte din grupul infracțional organizat Mazăre Nicușor Constantinescu. Discutăm și de CV-ul ei, dar vreau să spun că din punct de vedere politic, da? Da, această doamnă nu înseamnă nimic. Zero. Barat, da? E zero complet, Au vrut să promoveze ideea guvernului politic, aducând un tehnocrat din partid să conducă un guvern politic. Atenție, un mediocru nu înseamnă tehnocrat. Este eu politru, că a lucrat numai în mediul politic de 20 de ani câștigă bani. Eu prin tehnocrat din PSD, eu vreau să spun faptul că nu există vreo implicare în vreo construcție politică, în vreo acțiune politică importantă. Bun. Nimic, zero, zip. Bun. Da? Zero. Mai degrabă e politruc modest, mediocru, nevăzut, așa. În timp ce tehnocrat ar fi unul care a performat într-un domeniu profesional. Dom'le, uite, ăsta a făcut... Păi nu, tehnocratul nu trebuie să fie neapărat să performeze. Poate să fie și un tehnocrat prost, un specialist într-un domeniu, spunem, asta ar fi tehnocratul. Dom'le, ăsta nu-i politruc, el nu a urcat pe scală politică. El și-a văzut de meseria lui și a făcut performanță în domeniul ăsta. Cam asta ar fi tehnocratul, cam așa i-am văzut pe oamenii ăștia tehnocrați. Ei, doamna asta, care să fie prim-ministru, o văd în vreo 3 dosare că apare pomenită cu fraze foarte riscante și periculoase și o să citez în curând treaba asta. Dar vreau să spun așa. Hai să, după ce zice asta, să ne uităm un pic din CV-ul ei. Ne uităm și la niște poze, ne dai niște poze sau o poză măcar cu doamna Seville Shaideh. Nu că ar fi o mare frumusețe. Bă, nu, frumoasă, urâtă, nu contează. Nu, femeile toate sunt frumoase, părerea mea. Toate femeile pe lumea asta sunt frumoase dacă au și o gândire frumoasă. Eu nu sunt de acord, dar mă rog. Așa e frumos. Bun. Ești mai bătân ca mine. Ești mai bătân? Cred că fac 48 în curând. A, da, ești mai bătân ca mine, deci te înțeleg. Da, eu am altă părere. Am alte gusturi. Da, da? Am înțeles. Așa. Doamna dânsa este doamna Seville Shaideh. Așa, repet, și-a făcut carieră în gașca de hoți a lui Mazăre și Nicușor Constantinescu și a ținut spatele ca director important în Consiliul Județean, după care a luat-o Dragnea la Ministerul Dezvoltării, iată aici și cu Dragnea, dânsa este, sigur, foarte discretă, dar a fost ministru, un an de zile a fost ministru în guvernul Ponta, în ultima parte. Stai puțin, că și asta e o chestie. Și înainte secretar de stat. Și ai sesizat ceva important făcut de doamna Shaideh ca și ministru? S-a remarcat cu ceva? Nimic. 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 Deci dacă te întrebam înainte să facă Dragnea nominalizarea, știai că cine a fost ministru și cum o chema? Nu știai. Nu, dar vezi că și acum dacă adică jumătate de oră uităm... De un Cristi Ghinea știai, știi, da? Știi, de ăsta de la Sănătate știai, da? Da, Vlad Voicuță. Mai sunt încă Ghisva care au făcut ceva, de Raed Arafat știam, uite, tot musulman și el, da, poftim, da. Și n-am avut nimic cu religia. Da, doamna? Și n-avem cu religia nimic. Dar, atenție, dar nu putem să nu consemnăm o informație. Ar fi cel din tâi prim-ministru din Europa, cel din tâi prim-ministru musulman al unei țări creștine. Mai prim-ministri prin Albania, prin Bosnia, eventual unde sunt țări musulmane. Dar, noaptea minții ce face... Ascultă-mă, stai puțin. Poți să fie un singur musulman într-o țară și să fie la prim-ministru. Ok, cel mai meritos. Nu văd meritele. Dimpotrivă, doi la mână. Statistica ne spune că în țările creștine din Europa, majoritatea creștine ale Europei, nu am avut un prim-ministru musulman până acum. Noi stabilim o premieră aberantă, aș spune, aberantă, pentru că nu e nicio motivație să pui. Atenție, dacă lua premiul Nobel acum un musulman din România, atenție, să întoarcem chestia asta. Pentru mine sunt toți egali în fața lui Dumnezeu, și creștini și musulmani, contează. Dar nu poți să nu ții cont de context. Contextul acum, cu Istanbul, cu Germania, cu Franța, cu ce vrei, așa. Nu poți să nu ții cont de faptul că suntem o țară, totuși, creștină majoritară, așa, nu poți să nu ții cont că oamenilor nu le-ai spus în campanie că tu votați PSD și vă punem un premier musulman. Să vedem cât te mai votau atunci. Adică le-ai tras o țeapă, i-ai înșelat teribil, e o înșelătorie treaba asta, așa, și nu știu cum te mai duci. Dom'le, mai e treaba de credibilitate. Românii zic, suntem acum, dumne, de migranți, de refugiați, de cutare, de atentate. Și din toată tu vii și atragi atenția asupra țării tale, stai că noi am pus un musulman aici. Repet, nu e o problemă cu religia, nu facem discriminare de niciun fel. Dar nu ai fost cinstit că nu ai prezentat acest amănunt. Așa, atenție,
a insistat pe faptul că noi, ortodoși, creștini, a insistat pe latura asta. Da, defilat cu preoții. Și nu străini, da? Atenție, nu străini, nu străin, alte... Nenorocire. L-ai fierat pe Iohannis că el e, nu știu, e protestant sau ce e pe acolo, nu ce, și nu este... În condițiile astea este teribilă. Eu aș vrea să punem lucrurile un pic în ordinea inversă. Problema pe care o vedem cu această doamnă, și să nu înțeleagă telespectatorii, că acum ne-am năpustit așa pe un om care nu prea cunoaște multe lucruri. Era bine să nu accepte, dacă a acceptat, e complice în această mizerie, până la urmă. Și faptul că nu s-a remarcat cu apps ca să ajungi prim-ministru, dom'le, trebuie să ai ceva în spate, da? Trebuie să... Această doamnă, din câte sesizăm noi... Politic sau profesional? Nu are nici politic, nici profesional. Exact. Da? Și nu se poate compara, dacă vrei, nici cu Victor Ponta, ca să dau exemple de Doamne la ferește, groapă. Doamne ferește! Să... Nu, da. Victor Ponta era... Bun, nici la minciună nu se poate compara. Un politic, da? Deci era... Bun, da... Așa, nici abject, cu Dumnezeu. Dâncu, da, dacă atenție. Era, bă, fusese... Doamne, Florin Georgescu de la bancă. Florin, nu, ăla a refuzat. Da. A refuzat, bun. Doamne, cu Dâncu. Ăla a refuzat, ascultă aici ce spune Răzvan. Cum zice socrul, la Sfânta Masă aici, fie, că e Sfânta Masă asta. Ăla a refuzat. La Sfânta Masă lui Allah. Sfânta Masă lui Radu Moraru. Așa, că ăla, omul ăla a refuzat pentru că se știa șantajabil cu ceva. Modul în care a refuzat... s-a știut șantajabil cu ceva. În fine, trecem mai departe, că nu are importanța asta. Deci nu era nimic, nici tu politic, nici tu profesional. Și acum facem o paranteză ca să înțeleagă și oamenii din Craiova, de exemplu, sau din Gorj, da? De exemplu, da? Ăștia sunt mai italieni, sau din Telorman. Așa. Și a început cariera profesională ca analist programator. Dom'le, cineva trebuie să plece de undeva. E ok, bun. Analist programator în cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanța. Okay. Între 1987-1991. Băi, Grigore! Cu CAP-uri, cu de-alea. Cu deci tu știi ce însemna analist programator la CAP? La tractoare pe acolo. Nu, stai puțin, încă o dată. Analist programator. Păi nu iau calculatoare. Urmăriți în buzele. Analist programator la CAP. Păi n-aveai nicio imprimantă acolo măcar, dar minte un calculator. Nu erau calculatoare. Deci, Grigore, în 1990... În 87, ce program ai tu? Atenție, presa se făcea cu mașini de scris, nu erau calculatoare. Așa, și programai Fortran, da, asta spuneam, la Fortran, la facultate, da, deci alea erau calculatoarele alea, cât studioul ăsta cât, de mare, așa. Cât casa scânteii, da. Așa, și în mod cert la CAP nu exista așa ceva. Hai, domnule, da? Trebuie să le iei cu camionul. Apoi a devenit, deci 1991, deci asta, această denumire, programator în cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanța. Asta e o minciună. Stimați telespectatori, este o vrăjeală. Este o vrăjeală, este doar o denumire, da? Manager pentru... Cum aș spune eu că am fost... Da? Aici, cum aș spune eu că am fost, domnule... Ia, bagă una rotundă. Am fost expert... spațial, da, la CAP Brădiceni. Mă înțelegi? După aceea, fiți atenți, după aceea ajunge manager, nici nu exista denumirea de așa, manager la sisteme informatice, gata, ești în spate, zici, NASA, numai servere, vezi deja culoarele alea de la americani, păi chestiile alea care se învârteau rotunde, că la vremea respectivă. Păi servere că e servil. Da, zice, servil. Manager sisteme informatice, wow. În cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială. În ce perioadă? A județului Constanța, 91-93. Nu era un calculator atunci. Sisteme informatice era? Uite-ți! Ia foaia! Stai să deschidem un Excel. Da. Uite, deschidem un Excel. Așa și scrie. Și pe urmă facem transformarea în Word. În Word, nici măcar un copiator n-avea acolo. Înțelegi? O imprimantă ceva, știi? Da. Și după aceea... Ca scribii pe vremuri. Mai deschidem un PowerPoint. Un PowerPoint acum, așa. Da. Deci, stimați telespectatori. Erau niște registre de alea. Auzi, registre de alea. A doua funcție a acestei doamne. Manager sisteme informatice. În cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială a județului Constanța este o a doua mare vrăjeală. Vrăjeală. E o porcărie. Da. Da, atunci avea un registru de ăsta în care scrie de mână. Trece mai departe. Director, nu mai este manager, este director sisteme informatice în cadrul Consiliului Județean Constanța.
A intrat deja în echipa lui Mazăre Constantinescu. Deci aici era în echipa lui Mazăre Constantinescu. Bani mulți, hoție. Probabil că aveau, în 1993, probabil că aveau zero calculatoare. Atunci nu era Mazăre încă, dar urma să vină, da. Zero calculatoare, dar a stat din 1993 până în 2007. Păi cu Mazăre și cu Constantinescu. Dacă cineva din județul Constanța cunoaște, are cunoștință de vreo performanță fantastică Direcției de Sisteme Informatice din cadrul Consiliului Județean Constanța, vă rugăm să ne sune și să ne povestească în direct despre aceste performanțe, pentru că noi, din câte ne dăm noi seama, sunt undeva între zero și minus infinit. Da? Da. În schimb, hoția era când muntele la Constanța. La și a stat doamna acolo vreo 14 ani. Știi ce face un om 14 ani ca director Sisteme Informatice fără calculatoare în cadrul Consiliului Județean Constanța? Toacă bani. Taie frânză la crin. Și toacă bani. Taie frânză la crin. Auzi, dar dai seama cu câți bani au plătit românii pe doamna asta, deci, până acum? Până în anul 2007, stimați telespectatori, această doamnă nu a făcut mare brânză. După aceea a ocupat funcția de coordonator responsabil, fiți atenți cu... Deci, băgată să nu înțeleagă niciunul din Craiova de acolo, că am boală pe voi că sunteți de-ai mei, așa, la cum ați votat am boală pe voi, funcția de coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementează administrația publică locală în cadrul Uniunii Naționale. Mamă, fii atent că asta are denumire mai lungă ca Ceaușescu. Păi nu, un fișier de la prim. Ceaușescu. Da. A făcut două rotații Ceaușescu în mormânt acum. Da. Încă o dată. Tu! Stați așa, să-mi dai glasul. Apă n-am. Îți trebuie mult apă. Coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementează administrația publică locală. Aolo, mi s-a închis calculatorul. Stai că mai... N-am terminat. N-am terminat. În cadrul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, UNCJR și de director general la Direcția Generală de Proiecte, Consiliul Județean Constanța. Lasă-mă, domne, ai trecut pe pagina a doua. Deci, cu titlu. Noroc cu scrisul mic de pe calculator, da. Că am rânduri așa. Da. Incredibil, deci, stimați să-i spectator. Da. Vreau să fie prim-ministru. Este un CV... Eu am văzut și am, la viața mea, am angajat și dat afară mii de oameni. Și sunt unii care îmi mulțumesc și astăzi și unii care îmi poartă pica și astăzi. Am văzut CV-uri mai multe decât vă puteți imagina mulți dintre dumneavoastră. Ăsta este facelift. Cum să-i spunem? Fardat. Ăsta este un CV fardat. Nu, dar este un... Da? Este un... Dacă te-ai duce la... E o rușine de CV. Dacă te-ai duce... Ne spune că ne-a păpat banii la o publici. Companie multinațională. Ne-a păpat bani publici pe acum. La o companie multinațională cu CV-ul ăsta, te trimite... ar zice, pleacă-mă de aici. Uite, vine unul de 27 și de ani mai... a mai ajuns în anul 2000 președintele Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică, ANAP. Și l-au dat contractul lui Ghiță. Eu n-am știut că există o Asociație Națională a Informaticienilor. Probabil că există o Asociație Națională și a... Coligătorilor de ouă din cuibar. Da. Nu, stai puțin. Dacă se ducea în mediul domnul privat... Domnul Dragnea, ăsta nu este CV care să ne reprezinte. Ăsta este CV de slugă care să vă urmeze ordinele. Și noi... Nu, fac bine cu degetul. Noi nu suntem de acord. Nu că ne-ar băga cineva în seamă. Nu că ar conta. Dar eu personal... Sper din toată inima ca propunerea dumneavoastră să fie rejectată și să nu spuneți cuiva că a fost rejectată fără motiv. Pentru că doamna nu se califică, nu intră în vreo, cum să-i spunem... La un nivel, minim. Iar faptul că a fost ministru, să ne aducem aminte cum a ajuns doamna ministru, nu că a fost aleasă pentru performanțe, a fost trasă, remorcată, împinsă, chiar de Dragnea. Împinsă de Mazăre, trasă de Dragnea. De, nu de Mazăre, de Nicușor Constantinescu. Da, da. Bine, da. Era o gașcă acolo, da. Ei aveau influență, au împins-o într-o anumită zonă. Cu interese. Iar când domnul Dragnea a fost obligat să-și dea demisia pentru că fusese condamnat, cităm, pe nedrept, am încheiat citatul și mi s-a uscat limba și gâtul, da, că e o minciună, așa,
Dânsul, acum ne dăm seama și cine a promovat-o, n-a fost Victor Ponta. Nu, nu, Dragnea. A Dragnea. Fost Dragnea, Dragnea care a pus-o, nu o aduc pe... Să-i țină locul. Să-i țină locul și să-i spună ceva că e a lui Ponta. Da, 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 da. Nu, și în general, și banii, fluxul banilor acolo. Acum aflăm, suntem în... 20 și cât suntem astăzi? 21. 21 decembrie. Da? Se murea în București se la ora asta. Se murea în București acum 26 de ani. 27. Așa. Acum aflăm pe 21, sfânta zi de 21 decembrie, că domnul Dragnea avea om infiltrat în guvernul Ponta. Avea clar și atenție. Într-o funcție, da, omul lui. Într-un minister cheie, care ce făcea? Distribuia bani în teritoriu, Ministerul Dezvoltării, dădea la primarii de partid cu tare, adică își făcea campanie ca să poată prelua partidul prin banii de la guvern. Uite, vreau să citesc și altceva despre doamna Sevil Shaideh, foarte important, și sper ca președintele Iohannis să țină cont de aceste informații, pentru că sunt importante. Interferențe penale periculoase ale doamnei Sevil Shaideh, interfața lui Liviu Dragnea la șefia guvernului. 1. Numele Sevil Shaideh apare în dosarul în care Nicușor Constantinescu este judecat pentru că a folosit abuziv elicopterul de urgențe medicale cumpărat pe banii Consiliului Județean Constanța și a ajuns taxi aerian pe platformele petroliere cu alte interese. Deci apare doamna Sevil Shaideh acolo pomenită. 2. A fost audiat în dosarul de la DNA legat de sustragerea unor acte referitoare la firma Teldrum, pușculița lui Dragnea, cu acțiuni la purtător în Teleorman. Vreo jumătate de miliard de euro a luat Dragnea prin această firmă, care teoretic ia unor prieteni ai săi, dar de fapt ea sa. Și punctul 3, foarte important, numele doamnei Sevil Shaideh apare în rechizitoriu unuia dintre dosarele lui Adrian Duicu, baronul PSD de Mehedinți, penalul Duicu, în următorul context. Citez acum, citez dintr-un referat DNA. Urmărind să asigure asocierii formate din Rombiomedica SRL și Ager Leasing FNSRL, dintr-o două firme, folosul arătat mai sus, deci urmărind să asigure aceste asocieri, folosul arătat mai sus, în condițiile în care unii membri ai Comisiei de Avizare ridicaseră obiecțiuni cu privire la întrunirea condițiilor legale pentru acordarea vizului, Duicu Ioan Adrian, baronul, prin intermediul lui Shaideh Sevil, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și Coporan Iuliana Camelia, director general adjunct în cadrul același minister, a exercitat presiuni asupra membrilor Comisiei de Avizare pentru a acorda acest aviz. Repet, Duicu, prin intermediul lui Shaideh Sevil, prim-ministru pe care îl vrea Ponta, Dragnea acum, deci așa, a exercitat presiuni asupra membrilor Comisiei de Avizare pentru a acorda acel aviz. Așadar, doamna Shaideh Sevil, cum se numește, da. Sevil Shaideh a făcut jocul lui Duicu exercitând presiunea asupra comisiei respective, asupra membrilor comisiei. Asta făcea doamna viitoare prim-ministru. Sper să nu fie prim-ministru. Dar de ce n-a fost inculpată dacă a făcut trafic de influență? Dosarul ăsta, cum să spun, nu știm în ce fază se mai află. N-a fost inculpată până acum. S-ar putea dejunge, s-ar putea să fie inculpată la un moment dat. Deocamdată este pomenit aici. Acum, în mod cert, Klaus Iohannis cere un aviz unor instituții. Și la instituții vor veni niște răspunsuri. S-ar putea răspunsul să fie negativ, tocmai pe motive de genul ăsta. Știi că au mai fost situații când a fost să-l trimită pe Mădălin Voicu consul, Ponta a fost să-l trimită, să-l trimită consul în Germania, o anumită instituție a spus nein, caput, nu se poate. De ce? Urma dosarul penal cu ăla, cu Nichi Scorpion, cu fur de bani, cu știi foarte bine, e dosar penal, acum sunt inculpați. Bun, deci iată că avem și o dimensiune penală a doamnei respective, pomenită în sensul ăsta, că activ, nu că a fost și ea martor acolo, ci că a intervenit și a făcut presiunea asupra unei membrului comisiei. Să ne ducem ușor și către soțul doamnei. Actualul soț îl cheamă Akram Shaideh. Apropo de actualul soț, am citit, dar poate n-am înțeles foarte bine, prima oară a fost căsătorită cu un medic ortodox. Doamna Sevil. Sevil. Da. Și trecuse la creștinism. După care s-a căsătorit cu un musulman, respectiv sirianul domnul Akram Shaideh, născut la Damasc. Și s-a întors la... Deci a fost musulmancă, a devenit ortodoxă. Și după aia era musulmancă.
Și după aceea i-ar muzea. Nu putem, noi incriminăm pentru treaba asta. Nu e vorba de incrimina, dar deci în istorie, în religia lor... Dar asta arată cumva... Spune niște lucruri, da? Asta arată o, maleabilitate, să zicem. Așa. Apoi, pentru musulman spune multe, de exemplu, chestia asta. Da. Da? Apoi, actualul ei soț, cetățean sirian, da? A diplomă în agricultură obținută în 1984. Unde? La Universitatea Tishrin din Siria. În Siria. Îți dai seama că a fost trimis de... Toți sirienii veneau și își luau diplome prin România, dânsul își lua în Siria. Nu spune nimic asta. Eu mă gândeam că e din contingentul ăla pe care îl trimitea Hafez al-Assad la Ceaușescu să-i școlească pe aici și să facă și băieții cu trese. O carieră de succes în administrația siriană. Dar nu se spune cu ce. Și cu două doctorate obținute în 2010. Aici, iarăși, eu dispar din peisaj. A, cu două doctorate deci în 2010. Deci nu-mi place chestia asta, bă. Două doctorate obținute în 2010. Da. Mânea Akram. Da, da. Bă, mă lași. Da, bă, noi avem alergie la doctorate acum și, în general, la doctori. Dar două doctorate în 2010... Exact ca Pandele. Două doctorate în 2010. Pute, da? Pute. Da. Doamna... Da, cumpărat, îți dai seama, posibil prim-ministru. Pute, domne. Nu auzi? E normal să faci două doctorate într-un singur an. Păi nu, da? Că n-ai cum, le cumperi. E șarlatanie. În dezvoltare rurală și în managementul de resurse naturale. Ia auzi. Da. Emilia Șercan, te rog eu frumos că tu ești cea mai Cea mai doctor. Cea mai doctor în doctoranție. Da. Te rog eu frumos. Ocupă-te. Uită-te puțin pe doctoratele omului ăstuia, că așa cum domnul Voiculescu nu putea să scrie o pagină la 3 minute. Da. Tot așa, da, asta timp acest de zile în șir, zile în șir. Nu putea să-și ia două doctorate în dezvoltare rurală și management de resurse naturale la Universitatea București. Impostură. La Universitatea București. La București, incredibil, da. Înțeleg? Păi și Ponta și la București, da. Și încă o chestie, și cu asta tac că încep să mă enervez pe ăștia, pe familia asta plătiți. Știi că ea era plătită de la Exim Bank, da. Avea, nu putea. Pe consiliul de administrație, prin asta. Deci avea o funcție într-o structură, așa se, nu se spune ce, într-o structură a Exim Bank. Dom'le, de ce trebuie să mai ai, dom'le, și funcție în Exim Bank? Da? Nu, acolo ca să ia bani. Era la Ministerul Dezvoltării. Deci nu presta acolo. Așa. Nu presta. Era membru consiliului de administrație. Hai să-ți mai dăm niște bani. Cum? Da. Păi te mai băgăm și dincolo. Da, la aga și paga și nu știu. Da. Telespectatorii să înțeleagă un lucru. În proporție covârșitoare, persoanele care ciugulesc mai multe funcții nu-și merită banii. Deci, nu toate, dar într-o proporție covârșitoare. Undeva fentează viața. Prin 7 consilii de administrație. Iar dacă e vorba de mai mult de 2, pot să înțeleg un profesor că așa toată ziua se plâng că n-au suficienți bani și duc 30, 40, 50 de milioane acasă, da? Un profesor universitar. Și încă ceva. De ce? Că în învățământ se taie frunză la câini și au foarte mult timp liber. Dar dacă îmi spui că, și acum vorbim din nou de Akram și Aidec, era plătit până nu de mult în 3 surse. Regia autonomă de județeană de drumuri. Akram sau Sevil? Nu, Akram. Sevil era din 2. Stai puțin, bărbatul era plătit și el din 3 surse. Din bani publici? Da. Deși bărbatul i-a gățat la bani publici. De ce spun că mă enervez? Deci, bă, da. Era plătit din 3 surse. Regia autonomă județeană de drumuri și podul Constanța. Mă, Grigore, ce legătură are diploma în agricultură, da, obținută de drumuri și doctor în dezvoltare rurală, așa, și management de resurse naturale cu regia de drumuri? Cu regia de drumuri. Păi punea grâu pe asfalt. Da? La drumul și podul Constanța. Punea grâu pe asfalt și porumb pe trotuar. Regie subordonată Consiliului Județean Constanța, forul condus de Nicușor Constantinescu. Băi, nu, stai. E coincidență. Da. Nu, lasă, stai să zic mai departe. Mai departe. Stai așa. Akram era angajat și retribuit aici cu 41.000 de ron. Apoi, preda la Universitatea Ovidius din Constanța. Era profesor. Sirianu. Da, sirianu, că românii se terminaseră. Ea venit să zice așa. Și așa. Și la final, și lovitura totală, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, era consilier la cabinetul secretarului de stat cu 41 de milioane pe lună. Stai puțin, sirianu era angajat la cabinetul ministrului? Da, auzi, trei. Avea trei țâțe de la care sugea. De la Consiliul Județean Constanța. Da.
Așa. De, vorbesc de asta publice. Universitatea Ovidius. Ovidiu, care e tot de, da, stat, tot de stat. Și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, consilier la nu știu ce. În primul rând că Universitatea Ovidiu și Drumuri și Poduri erau la Constanța, iar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale era la București. Da? Incredibil. Ca să fii consilier. A doua la mână, că nu, să fii consilier cu 41 de milioane înseamnă că faci o normă întreagă. Asta e salariul de normă întreagă. Să mă ierte domnul Sirian. Așa o fi la dânsul, din păcate, uite că așa e și la noi. Asta e, asta e salariul de normă întreagă. În România, 1000 de euro. Dacă își mai găsea să mai și profeseze cu 36 de milioane avea de la... Regia de la... De drumuri. Nu la regia de drumuri. Da. La Universitatea Ovidiu, da? Da? Asta este o problemă a învățământului despre care nu discutăm acum, dar ea există. Dar să ne mai spună cineva că mai lucra și la regia autonomă județeană de drumuri și poduri. De la Constanța, regie subordonată, nu știu ce, cu Nicușor Constantinescu, și avea un venit de vreo 30 ceva de milioane pe lună și de acolo, deja, iarăși mă opresc și spun, stimați telespectatori, pute! Măi, Răzvan, pute. Deci mai mai mult decât asta. Asta pute, chestia asta. No, și nu vă spun că îl cunosc pe omul ăsta. Nu-l cunosc. Nici eu nu-l cunosc. Nu-l cunosc pe doamnă. Nu-l cunosc, doamnă, dacă am greșit fața dumneavoastră cu ceva, îmi cer scuze, uite aici, în fața telespectatorilor. Dar nu există niciun om care face o treabă serioasă. Și vorbesc din oamenii serioși, care este angajat și la Constanța, și la București, cu normă întreagă de colo și colo-școlo, care mai este și profesor la studenții români și care este angajat și la domnul Nicușor Constantinescu, care v-a fost martor la nuntă, și la cabinetul secretarului de stat, nu spune care deci, secretar de stat, deci minister. din Ministerul de la București. Asta este porcărie. Hai să spun ceva, Răzvan. Porcărie, este minciună în față, nu. este flecmă. Eu, Răzvan Cordețeanu, n-am cum să înghit așa ceva. Puteți să-mi spuneți orice, că am ceva cu Dragnea, n-am. Am ceva cu Ponta? Am. Eu am cu toți, da. Eu cu Dragnea n-am. Hai să spun ceva, Răzvan. Asta este o flecmă uriașă aruncată. Fii atent aici. În România... Acum înțeles de ce am ținut să discutăm de Nu știam, de nu știam. Da. Știam de ea că e sugativă pe bani bugetari pe multe părți. Da. Bă, dar să aflu că în România, în care cetățenii românii, bă, nu au joburi, N-au joburi. Și vine unul și ia trei. Și vine un sirian și ia trei jobul la stat, mă. Da. Bă, statul român, mă. Adică și la minister... Avem oameni mai calificați și mai așa, dar nu prin joburi. Păi stai, mă, că ăla era cu agricultura și profesor. Și era la drumul, la Constanța. La... Bă, nu se poate. Să prinde trei. Dragi prieteni, spuneți-le, nu știu câți presediști se uită la noi la emisiune, dragi prieteni, spuneți-ne prietenii noastre... Nu mulți, sigur. Dar spuneți-ne prietenii noastre... Mai mulți sunt fanii lui Trump. Așa. Spuneți-ne prietenii noastre pesediști. Următorul lucru. Ei au votat ca să vină un sirian să le ia joburile lor. Și nu spun... că le-a luat dinainte. Și atenție, da, acum va deveni și mai puternică nevasta prim-ministru, nu? Dar nu avem probleme, nu suntem xenofobi, nu suntem rasiști. Dar atenție. Nu trebuie să ne să ne justificăm de fiecare dată. Am spus odată. Da, nu avem nimic cu doamna, da? Da. Totuși statul român se poate ocupa de cetățenii români, să aibă servicii, să aibă și... Păi, scuzați-vă, când lua ăsta, acramă ăsta, sirianul, nu erau trei joburi, au 7 joburi. Dar problema nu e că lua atâta, ci problema e că nu există nicio soluție umană să faci naveta între Constanța și București și să faci treabă serioasă pe joburile astea. Nu se poate! E incredibil. Este exclus. Și dacă cineva de la Caransebeș până la Vaslui și până în Dobrogea, pe acolo, așa, până la Constanța, dacă vreți, crede că omul ăsta făcea treabă serioasă în cele trei joburi, înseamnă că este naiv. Pauză. Sau îndoctrinat... Pauză de publicitate, după PSD. Care, după pauză, mai vorbim un pic, că mai avem câteva lucruri de punctat. Câteva, 3 minute vreau să mai vorbesc eu despre doamna aceasta care să fie prim-ministru, că dacă o propunea să fie directoare la Regia de Apă Constanța, nu o băgam în seamă. Dar prim-ministru al României, să ne arunci o flegmă de genul ăsta, măi, Liviu Dragnea, în acest hal, și nouă, dar și votanților tăi. Să discutăm și de
problema de securitate, până la urmă, nu este cetățean sirian. Cu tare. Siria, da, e o zonă... Cetățean sirian. Păi este, am... este o... Este o bine că nu ajunge pe Bashar să-l pun aici. Poate să fie o breșă. Băi, om, familia, doamna, va avea acces la secrete de maximă... Stai, că poate, da? Nu-i dea viza acum și... Nu, dar... Și-a dus mintea pe Dragnea. Da, da, da. Pauză, revenim.